Modul de organizare a concursurilor la Spitalul Municipal de Urgențe Roman, de la cel de muncitor necalificat, telefonist, asistent medical sau medic, a fost leitmotivul ultimei conferințe de presă organizată de conducerea spitalului. Informațiile apărute pe rețelele de socializare vorbesc despre deficiențe în organizarea acestora și de faptul că unele subiecte nu ar respecta întocmai bibliografia de concurs organizată. Și de ce n-au făcut o contestație? Că dacă tu ai niște subiecte care n-au fost în tematică, s-a reluat procedura, acum sunt înscrierile. Directorul economic al spitalului crede că acuzațiile din mediul online țin mai mult de folclorul urban decât de realitate, de vreme ce la orice concurs candidatul are posibilitatea de a contesta nota, moment în care membrii comisiei de contestare, alții decât cei din comisia de concurs, discută concret greșelile pe teza fiecărui candidat. Face un anunț. Și e posibil să aveți dreptate, eu să zic, să fie o întrebare care nu e absolut. Și înainte și după teză, orice candidat are dreptul să facă contestație, să solicite ori blămuriri, ori să conteste că ceva din tematică nu se adresează specialității sau... E posibil când întocmești legislația, să pui ceva care e valabil doar pentru medic, să-l pui și la asistent și să nu fie valabil. Dar oricine poate sesiza lucrurile astea și comisia și cei care au, imediat trebuie să dea răspunsul. Ori retrage acel, ori pot relua proba de concurs. Sunt soluții juridice, dar nu putem trece. De asta știți ce problemă? Noi avem, dacă se semnalează, mereu am rugat, unde dacă apare o problemă, toți cei care muncesc pot și greși. Dacă cineva sesizează un astfel de lucru, să vină, face o sesizare, în momentul în care a făcut acea, este o altă comisie de contestații, în care sunt alți oameni, alți juriști, în care pot analiza și în cazul în care primește un răspuns nefavorabil, el are și alte căi în contencios. Managerul spitalului susține că, în general, în calitatea pe care o are, vrea oameni cât mai bine pregătiți pentru funcția pe care o ocupă și că, în special, în cazul asistenților medicali, este nevoie de personal care să aibă cunoștințe cât mai solide în domeniu. Trebuie să recunoaștem cu obiectivitate că toate afirmațiile din mediul online nu pot fi luate de bune, în special din cauza faptului că ele se fac de multe ori.